intonează imnul național al României. Oficiera serviciului religios. Al preasfințite părinte, binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindine ești și toate le împlinești, Vizierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sărășcuiește cu noi și ne curățește pe noi de toate tineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și sărătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine. Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște rog nevrednici, cu umilință, aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacele ce au fost asupra poporului român, marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăbim, îți cântăm și te laudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire i-ai învrednicit alise împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește-i să sporească în dreapta credință, în dragoste către Tine, către aproapele și cu toate faptele cele bune și-a dobândit ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruiește-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al firii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept
care luminează și învață tot adevărul. Revartă-mi păstorii sufletești ai poporului tău, Duhul nepădării de sine, pe care le-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către tare. Iar pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care-i fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii mari unii, pe toți eroii ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisoare, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și pentru demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și durările tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să traducem, cele prea bune să grăim și să cântăm Ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui Slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Mărire Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră. Mărire Ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și-n vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Înalmea Sfinții de Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicei sale, ale Sfinților, Părinților și întru tot răugaților apostoli, ale cuvioasei Maicii noastre, Xenia, a cărei pomenire o facem, ale Sfinților, Grecilor și Dumnezeieștilor Părinți, Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Binecuvântat să ne poporul îndepărtitind, binecuvântătorii noreței noastre, mai mari, mai orașilor și satelor, și armatei țării, dă-ne, Doamne, zile bune și de rugate, cu viață pașnică să ne date mântuire și de toate bună sporire, iar asupra vrășmașilor miluineță și îi păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Preacucernici părinți, domnule prefect, domnilor parlamentari, onorate oficialități militare și civile, doar un cuvânt luat de la Sfântul Apostol Pavel, foarte potrivit pentru sărbătoarea de astăzi. În Epistola către Efeseni, în capitolul 4, versetul 3, Sfântul Pavel zice așa: străduiți-vă să păstrați unitatea Duhului într-o legătura păcii. Unitatea, conlucrarea, armonia, unitatea și națională și sufletească sunt de tare valoare. Acesta este gândul
ce ni-l transmite Sfântul Apostol Pavel. La mulți ani pentru tot neamul românesc. La mulți ani! Îl invităm pe prefectul județului Cluj, domnul Ioan Aurel Cherecheș, să ia cuvântul. Consiliului Județean, domnilor generali, onorați oficialități civile și militare, dragi clujeni, dați-mi voie să dau citire mesajului premierului Viorica Dăncilă cu ocazia unirii principatelor române. Se împlinesc astăzi 160 de ani de la primul act istoric major în devenirea statului unitar și suveran român actual, unirea principatelor române de la 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei și țării românești. Aristocrația noastră din acele timpuri, prin vârfurile sale intelectuale și politice, dar mai ales românii, au reușit să transforme în realitate pe o temelie durabilă, idealul unității naționale românești, întregozită de geniul voievodului Mihai Viteazul la 1600 și desăvârșită cu Marea Unire din 1918. Am avut de partea noastră un context extern favorabil, state europene prietene, dar mai ales am avut elite românești remarcabile care au crezut în destinul românesc și o voință populară extraordinară de a seca mijlocul, de a șterge barierele între români și români. Acest moment al istoriei noastre să-l sărbătorim cu încredere în România și în resursele inepuizabile ale ființei românești. Avem experiența coeziunii interne pentru o cauză, a luptei pentru locul nostru în istorie și în lume, a victoriei care nu a fost niciodată obținută în contropire, ci în apărarea a ceea ce ne aparține. Această pagină de istorie și idealul de unitate al înaintașilor care a făcut posibilă devenirea României de astăzi sunt fundamentale pentru viitorul națiunii române, pentru evoluția noastră ca societate modernă, atașată valorilor europene, în care drepturile și libertățile sunt respectate și apărate ca stat suveran, prețuit de partenerii europeni și internaționali. Faptul că astăzi marcăm Ziua Principatelor Unite, atât în România cât și la Bruxelles, unde în calitate de stat care deține președinția Consiliului Uniunii Europene ne asumăm cu onoare responsabilitățile, este un motiv de mândrie pentru țara noastră și pentru români. Este totodată o confirmare a faptului că poporul român a avut întotdeauna puterea și înțelepciunea să aleagă calea dreaptă. Am încredere absolută în destinul nostru național și european. Am încredere în români și în România. La mulți ani, România! Semnează Viorica Dăncilă, prim-ministru al României. Ceremonia continuă cu depunerea coroanelor și jerbelor de flori.